Socialdemocrații timișeni cer demisia din funcțiile de consilier județean și director în cadrul registrului autoromân Timiș a democrat-liberalului Dorin Cândea. Acesta a fost condamnat înainte de a fi numit șef la RAR pentru că a înmatriculat mașini folosindu-se de documente falsificate. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș a întocmit în 1994 un rechizitoriu prin care au fost trimise în judecată 10 persoane, printre care și Cândea Dorin, care la vremea respectivă era angajat la secția 5 PECO din Târdăveni. Așa cum ați văzut și în cadrul conferinței, nu avem ce să cerem altceva decât demisia urgentă în următoarele ore a domnului Dorin Cândea, atât în funcția de director al Registrului Auto Român, având în vedere antecedentele pe care dânsul le-a comis în această zonă și condamnarea pe care o are și pe care a ascuns-o sau a ținut-o în ghilimele secrete, și bineînțeles solicităm în aceeași măsură demisia urgentă din funcția de consilier județean pe care o îndeplinește, calitate care nu poate fi îndeplinită în condițiile date, ținând cont că el a falsificat sau, mă rog, a ascuns în declarațiile pe care le-a făcut la momentul candidaturii pentru funcția de consilier județean, și bineînțeles cerem PDL-ului ca toți cei care sunt în asemenea situație și pe care dânsii consideră că au la nivelul partidului, nu numai la nivel de consilier județean sau la nivel de director județean, ci și în alte funcții, consilieri municipali, orășenești, locali, în funcții mai mici, care au responsabilitatea și obligația de a avea prezentat la dosarul de încadrare un cazier și o declarație pe proprie răspundere că nu au antecedente penale și că nu au alte colaborări cu securitatea sau cu alte organe care sunt interzise prin ceea ce înseamnă dosarul de candidatură într-o anumită funcție, să fie retrași urgent în toate funcțiile. Și eu cred că instanța l-a și condamnat și, din câte știu eu, e recidivist domnul Cândea, că n-a existat doar o singură condamnare, după câțiva ani a mai existat una. Deci, pe lângă faptul că a fost condamnat pe o infracțiune de drept comun, dânsul e și recidivist. Deci aia nu e de la Sorin Grindeanu, e printr-o sentință definitivă. Din câte am înțeles și am citit în presă, chiar a făcut și 8 luni de pușcărie domnul Cândea. Dar ceea ce vă spuneam în timpul conferinței de presă, și anume că acest domn care a fost dovedit infractor de drept comun ocupă anumite funcții care țin de gestiunea anumitor activități în județul Timiș, tocmai pe ceea ce a fost dovedit. Adică tu să fii dovedit, să fii condamnat, pe ceea ce a fost condamnat, tu să fii condamnat pentru înmatriculări de mașini și pe toate celelalte lucruri pe care a fost condamnat și să fii numit de către PDL Timiș șef la Registrul Auto Român, mi se pare că sfidează orice bun simț. E ca și când ai pune un traficant de droguri șef la Brigada Antidrog. Să înțelegem un lucru foarte important pentru noi. De ce nu sunt rezultate ale guvernului Boc, de ce, tot ceea ce se întâmplă. Știți, cunoaștem cu toții că în 24 de ore, cum au fost numiți acești directori ai instituțiilor deconcentrate în județul Timiș și, de fapt, în toată țara, și efectele se văd acum. Aceasta nu este singura condamnare a democrat-liberalului. În 1998 a provocat un accident de circulație pentru că a intrat cu mașina pe contrasens. În 2001 a fost trimis în judecată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și condamnat definitiv la Curtea de Apel Alba Iulia pentru vătămare corporală din culpă, la 8 luni de închisoare în decembrie 2003. În 12 iunie 2009, Tribunalul Târgu Mureș a dispus reabilitarea judecătorească acestuia după mai multe cereri respinse care nu îndeplineau condiții legale.